În acest tutorial o să schimbăm un set motor la motocoasă Carpați 520. Acesta, după cum se vede, a mers fără ulei, a mers doar pe benzină. La un moment dat s-a gripat, s-a lipit pur și simplu pistonul de cilindru. A fost chiar foarte greu să-l scoatem de pe cilindru. Acum o să punem un set motor nou, rulmentul cu ace nou. Să începem. Prima oară, după ce am dezansamblat-o pe toată, scoatem siguranțele cu un clește, un patent cu cioc. Siguranțele nu o să le folosim pe aceleași în niciun caz. Riscăm să se rupă și să facă praf cilindrul. Bolțul trebuie împins și scos pe o parte. Acesta e pistonul. După cum se vede, și rulmentul coace și-a schimbat culoarea. A fost forjat la maxim. S-a încins. Trebuie schimbat și acesta. Așa. Biela este bună. Verificăm înăuntru aici la ambielaj, un carter, să nu rămână ceva. Verificăm foarte bine carterul să nu fie obiecte străine înăuntru. Apoi ne apucăm de treabă. Avem aici un set motor nou. Setul motor cuprinde cilindru, segmenții, bolțul, pistonul și siguranțele. Rulmentul coace și acesta trebuie schimbat nou. Și bineînțeles un set de garnituri. Nu vom pune aceleași garnituri. Prima oară montăm pistonul pe biel. Rulmentul coace, bolțul. Mare atenție, pistonul are o săgeată. Săgeata vine întotdeauna spre evacuare. Deci în partea aceea. Pistonul poți să-l pui așa sau așa. Dacă l-am pus invers cu săgeata către admisie, segmenții se vor închide pe partea de la evacuare și vor fi rupți la 2-3 porniri sigur. Îi rupe și scoate pe eșapament. Deci mare atenție, săgeata către evacuare. Am băgat bolțul. O să punem siguranțele noi, bineînțeles. Deci, când am băgat siguranța, am învârtit să fim siguri că a intrat pe canalul. Și este bine să lăsăm pe orizontal această buclă de la siguranță. Învârtim bine să fim siguri că a intrat pe canal și o lăsăm pe orizontal. Am băgat siguranțele, rulmentul, mergem mai departe. După cum se observă, garnitura veche s-a lipit puțin de cilindru.
îndepărtăm ușor. Mare grijă dacă aveți impresia că au căzut gunoaie înăuntru, mai bine verificați. Mai suflați carterul, răsturnați, să fiți siguri că nu sunt gunoaie înăuntru. Putem folosi o lamă de cutter, dar mare atenție să nu zgâriem carterul. După ce am curățat bine locul, așa vom unge cu puțin ulei. Ca garnitura nouă să nu se întâmple la fel, să se lipească și să rămână, să fie greu de îndepărtat apoi la următoarea desfacere. Nu trebuie foarte mult ulei, decât să nu fie direct pe acest aluminiu. Așa, uleiul să mai avem nevoie de el. Punem garnitura nouă. Partea care vine spre cilindru. Așa. Deci am spus că mai avem nevoie de ulei. Este bine ca să ungem pistonul inclusiv pe canalele unde vin segmenții.